Azi e vineri, așa că am să vă arăt meniul zilei, cel puțin ce mi-am cumpărat eu de la Asador Boro, de la Mama de Valencia. Aici avem cosido completo sau pucero valencian. Nu este o mâncare originară din Valencia, ci din Madrid, dar este foarte cunoscută și aici în Valencia. Și avem așa supa care se numește caldo. Eu o prefer cu fidea, se poate pune și orez. Și felul 2 este reprezentat de carnea și legumele calde. Despre ce este vorba în acest fel de mâncare? Se fierb diverse legume, cartofi, cartofi dulci, ardei, năut, morcovi, chiar și legume de aici specifice, împreună cu diverse tipuri de carne și, după cum vedeți, sunt și cârnați. Carne de pui, avem și grăsime. Aici este un fel de cârnat, se numește morcilla. Și carne de vită. Aici avem morcovul. Ele se fierb împreună și rezultă două feluri de mâncare. Primul este supa, care v-am spus constă în zeama cu fidea sau cu orez, cum vrea fiecare. Și al doilea fel îl reprezintă legumele cu bucăți de carne și un pahar de vin roșu sau un sos, ce dorește fiecare. În meniul zilei la Mama de Valencia există acest fel de mâncare vinerea. Pentru că el presupune cantități mai mari, este mai greu de găsit în Valencia, în localurile în care se vinde mâncare pentru acasă, comida paraebar. Și dacă vreți să încercați, acesta este un loc în care puteți încerca la porții mici. Altfel, puteți încerca în restaurante tradiționale, dar nu toate gătesc, și acolo veți avea probabil un meniu minim pentru 4 persoane. Acest fel de mâncare la Mama de Valencia costă 6,30 €. Din el, o persoană mănâncă 2 zile. O zi și jumătate, 2 zile, pentru că, vedeți, este multă, multă cantitate. Și aici este aros agridulce, adică orez dulce acrișor. Este făcut din ce rezultă de la cosido completo. Legumele sunt folosite pentru acest fel de mâncare. Este foarte gustos. Gustul este ușor dulce, ușor și ușor acrișor. Și, după cum vedeți, are înăuntru morcov, ardei, evident și carne, mazăre. Și pentru că am cumpărat acest al doilea meniu, prețul lui este de 3,75 €. Deci aș putea să spun că mâncarea zilei de astăzi m-a costat 9,75 €, 10 €. Și mănânc de aici 3 zile după pofta mea de mâncare. Și am uitat să spun și de desert. Este o cremă de ciocolată. Am primit, pentru că am luat două meniuri, am primit două deserturi. Cam atât despre mâncarea tipic valenciană, despre Asador Boro. Sper să vă fi trezit curiozitatea și când veniți în Valencia să vreți să încercați.